Maestre, se adresă maceuindu-lui Ioda pe când se îndreptau spre sala Consiliului Jedi, mă tulbură să aud numele contelui docu menționat în asemenea mod. Și încă din partea unei persoane prețuite, cum este senatorul Amidala. În vremuri ca acestea, orice neîncredere față de Jedi, sau chiar față de un fost membru al ordinului nostru, poate fi dezastruoasă. Implicarea lui docu în mișcarea separatistă nu putem nega, îi reaminti Ioda. Nu putem însă nega nici faptul că el a pornit mișcarea aceea din cauza idealurilor sale, se împotrivi mace. Când Vane a fost prieten, nu trebuie să uităm asta, iar al auz calomniat și numit asasină. Numit nu a fost. Însă întuneric este în jurul nostru, al tuturor, în întunericul acela, ce pare a fi nu este. Mi se pare totuși logic ca Docu să pună la cale asasinarea senatorului Amidala, când ea este unul dintre adversarii cei mai înfocați ai înființării unei armate, separatiștii și-ar dori ca Amidala să izbândească în tentativa ei. Ei ar considera un aliat, fie și neintenționat, al cauzei lor. Sau trebuie să credem realmente că ei doresc război cu Republica. Ioda se lăsă cu toată greutatea pe Toiac, părând foarte obosit, și ochii lui mari se închiseră lent. De cât putem ști, mai multe există, vorbi el foarte încet, încețoșată forța este. Tulbură este. Maceș opri replica instinctivă, care venea tot în apărarea vechiului său prieten, Docu. Contele Docu se numărase printre cei mai desăvârșiți mai Jedi și fusese respectat în Consiliu. Se ocupase cu cercetarea filozofiilor și sistemelor Jedi vechi și, după părerea unora, mai profunde, printre care și un stil ezoteric de duel cu sabia de lumină, care implica mai degrabă lovituri de împungere și străpungere, parade și riposte, nu mișcările în general circulare ale lamei utilizate de majoritatea cavalerilor jedi. Plecarea lui Docun semnase o lovitură reală pentru Ordinul jedi și pentru Maceu Windu, iar motivul fusese în general același pentru care separatiștii încercau acum secesiunea, opinia că Republica devenise prea mare și inertă față de nevoile individului, ba chiar față de nevoile sistemelor. Nendoios în privința lui Docu, pe Maceu îl tulbura la fel de mult pe cât de mult îi tulbura pe Amidala și Palpatine, în privința separatiștilor, faptul că unele dintre argumentele împotriva Republicii erau valide. Capitolul 6 Pe măsură ce luminile coruscantului se diminuară, înlocuite treptat de săcălipirile puținelor stele ce puteau răzbate prin strălucirea orbitoare aproape continuă, metropola întinsă și semeață căpăta un aspect cu totul diferit. Sub cerul întunecat al serii, zgrienorii păreau să devină monoliți natural gigantici, iar toate structurile uriașe ce dominau planeta oraș și o etichetau ca un monument închinat ingeniozității speciilor înzestrate cu rațiune păreau cumva semnul absurdului, al mândriei inutile care se lupta cu o vastitate și măreție aflată mai presus de accesul muritorilor până și vântul de la nivelurile cele mai de sus ale structurilor parcă jelea, vestind ce avea să devină în cele din urmă, inevitabil, grandiosul oraș și grandioasa civilizație. În turboliftul care îi purta pe Obuan Kenob și Anakin Skywalker în complexul de apartamente senatoriale, maestrul Jedi reflecta asupra adevărurilor profund universale, de felul subtilei preschimbări a zilei în noapte. Alături însă, tânărul său Padawan nu avea gânduri de același fel urma să o revadă pe Pedme, cea care-i cucerise inima și sufletul pe când el avusese doar zece ani și pe care nu îi le mai părăsise de atunci. Parcă am agitat, Anakin observă o în timp ce liftul continua să urce. Cât uște puțin, sosi răspunsul neconvingător. Nu te-am mai văzut atât de agitat de când am căzut împreună în cuibul de gundarchi. Tu ai căzut în coșmarul acela, maestre, iar eu te-am salvat. Nu mai ții minte, Distragerea măruntă a lui Oboan păru să fi avut efectul dorit și cei doi râseră, rememorându-și episodul. Când se oprinsă, Anakin rămase în mod vizibil la fel de încordat. Transpiri, constată Oboan. Inspira adânc. Relaxează-te, n-am mai văzut-o de zece ani. Relaxează-te, repete Oboan. Nu mai este regină. Ușa liftului glisă, deschizându-se, și Oboan înaintă, urmat de Anakin care mormă în barbă. Nu de aceea sunt agitat. Când cei doi ieșiră în coridor, o ușă vizavi de ei se deschise și drept în fața lor se ivi un Gungan elegant îmbrăcat în veșminte fine, colorate în negru și roșu. Cei trei rămaseră privindu se două clipe, după care diplomatul Gungan își abandonă orice rezervă și demnitate și începu să țopăie ca un copil. 8. 8. 8. Strigă Jar Jar Binks, fluturându-și urechile și limba eu s-a atât de fericit că vede tusa. Wahoo! o, -o. o boanză politicos, deși căutătura pe care eu a zvârlise lui Anakin dovedea că era nițel stânjenit și loviu ușurel din palme, străduindu-se să calmeze făptura surescitată. Și eu mă bucur să te văd, jarjar. Jarjar -jar mai țopăi o secundă, apoi, brusc și cu un efort vădit, se calmă. Iar el sa, dacă ghicesc bine, este ucenicul tu sa, continuă gunganul părând că își recăpătase controlul. Doar pentru o clipă însă, până cel privi mai atent pe padawan și tentativele lui de autostăpânire se destrămară. Nu s Zbieră el, pocnind din palme. Anie. Nu Anie cel micuț, îl înăță pe padawan și l împinse cu putere la depărtarea unui braț, studindu-le din creștet până în tălpi. Nu Tu sa așa mare. Ii. Anie. Eu sa nu sa crede, furândul lui Anakin să afișeze surusul stingerit. Politicos, nu oferi nici cea mai mică împotrivire, când gunganul surescitat citat îl izb de el și îl strivi la piept, zgâlțându-le violent prin țopăiturile copilărești. Salut, jar-jar, izbutia Anakin să rostească, iar acesta continuă să țopăie și să-i strige numele, emițând în același timp o serie de iuri stranii. Părea că ar fi putut să țină așa o veșnicie, dar o îl prinse cu bălândețe, însă ferm de braț am venit să stăm de vorbă cu doamna senatora Midala. Ne poți conduce la ea. Jarjar se opri din țopăit și îl privi cu atenție, iar chipul său cu bot de rață căpătă o expresie mult mai serioasă. Ea să așteaptă voisa. Anie. Eusa nu s-a poate crede. Capul îi se mai legănă de câteva ori, apoi îl prinse pe Anakin de mână și îl trase după el. Interiorul apartamentului era decorat cu gust, cu o pere de artă plasate elegant în jurul pereților și cu scaune capitonate și un divan dispuse într-o configurație circulară în centru. Dorme și taifa se aflau înăuntru, stând în picioare lângă divan. Capitanul purta veșmintele sale militare obișnuite, uniformă albastră sub tunică de piele maro, mănuși negre din piele și un chipiu rigid, cu cozoroc și ștraif tot din piele neagră. Alături era dorme, într-o rochie elegantă, totuși nu din calea afară de spectaculoasă, tipică pentru cameristele pedmei. Anakin nu-i zări însă pe niciunul dintre ei. Atenția lui se focalizase asupra celei de a treia persoane din apartament, Pedme, și numai asupra ei, iar dacă avusese vreodată o clipă de îndoială că tânăra nu ar fi fost atât de frumoasă pe cât șorea mintea, nesiguranțele îi fură complet spulberate în momentul și în locul acelea. Ochii lui cercetară silueta micuță și bine făcută a pedmei, înveșmântată în strai negru și purpuriu închis, absorbind fiecare detaliu. Îi privi părul castaniu bogat, făcut coc și prins deasupra capului într-un accesoriu ce aducea cu un coșuleț și ar fi dorit să se piardă în reversarea sa. Îi privi ochii și ar fi vrut să se afunde pe veceniei. Îi privi buzele și dorie, Anakin închise ochii doar pentru o secundă, inspira adânc și putu simți din nou parfumul, mireasma aceea care fusese întipărită în ființa lui ca aparținându-i pe pedmei. Avut nevoie până și de ultimul gram de voință pe care îl putu mobiliza pentru a merge încet și plin de respect în urma lui Oboan, în loc să se repeadă să o strivească pe tânără în brațe totuși, paradoxal. avut nevoie până și de ultimul gram de voință pentru a-și pune în mișcare picioarele și a întreprinde primul pas în odaie, acel prim pas spre ea. Eusa este, Uite! Uite! Țipă jar-jar, nu tocmai prezentarea pe care ar fi preferat-o Oboan, totuși una la care știa că ar fi trebuit să se aștepte din partea gunganului extrem de emotiv. Ei s-a au sosit. Este o plăcere să vă revăd, Lady, rosti Oboan oprindu-se înaintea tinerei frumoase care reprezenta planeta Nabun Senat. Înapoi a maestrului său, Anakin continua să o fixeze pe Pedme, observându-i cele mai mărunte mișcări. Ea-i aruncă o singură privire, dar fugar, și tânărul nu-i zări recunoaștere în ochi. Petme luă mâna lui Oboan între palmele sale. Din păcate a trecut prea mult timp, maestre Kenob. Mă bucur foarte mult că potecile noastre s-au reîntâlnit. Totuși vreau să te previn că nu consider necesară prezența ta aici. Sunt sigur că membrii Consiliului Jedi au avut motive întemeiate, replică Oboan. Pe fi fișă o expresie resemnată, de acceptare, la auzul răspunsului, care fu locuită de o căutătură curioasă, când privi din nou înapoi a lui, spre tânărul în care aștepta răbdător. Făcu un pas în lateral, astfel încât ajunse drept în fața lui Anakin, Anie. Întrebă ea cu o expresie de totală stupoare, surâsul și scânteierea din ochi arătară că nu avea nevoie de un. Răspuns. Pentru o fracțiune de secundă, Anakin simți cum îi crește inima. Anie, repetă Pedme. Chiar așa să fie. Doamne, ce înalt te-ai făcut! Își coboră privirea, apoi îi urmări conturul trupului zvelt, lăsându-și capul pe spate pentru a-i sublinia înălțimea. Și Anachin își dădu seama că, într-adevăr, acum o domina prin statură. Amănuntul acela contribui într-o măsură prea mică la a-i spori încrederea, deoarece era complet pierdut în frumusețea pedmei. Zâmbetul ei se lărgi, o indicație limpede a faptului că se bucura să-i vadă, însă Anakin nu-l observă, sau cel puțin nu-i sesiză implicațiile. Și tu o răspunse el stângaci ca și când ar fi fost nevoit să-și extragă fiecare cuvințel dintre buze. Vreau să spun că te-ai făcut mai frumoasă. Își trese glasul și își îndreptă ținuta. Și mai micuță, o tachină străduindu-se fără succes să pară stăpân pe sine. Vreau să spună pentru un senator observă grimasa dezaprobatoare a lui Oboan, dar pe Chicoti, alungând orice moment de tensiune și scutură din cap. Anie, tu vei rămâne mereu pentru mine băiețelul pe care. L-am cunoscut pe tatuine, îi spuse și nici dacă i-ar fi luat sabia jedi de la centură și i-ar fi retezat picioarele de la genunchi, nu l-ar fi putut face mai neînsemnat pe Anakin Skywalker. El își coboră privirea, cu o stânjenială și mai accentuată de căutăturile pe care știa că îi le arunca Oboan și Taifa. Prezența noastră va trece în observată. Lady îl auzi. Opuana, asigurându o pe pedme. Maestre Kenop, îți sunt foarte recunoscător că te afli aici, interveni Taifa. Situația este mult mai periculoasă decât vrea să admită doamna senator. Nu am nevoie de mai multă securitate, zise Pedme, adresând se inițial lui Taifa, dar răsucindu-se apoi spre o ci de răspunsuri. Vreau să știu cine încearcă să mă ucidă cred că poate fi vorba despre o problemă de cea mai mare importanță pentru Senat. Mai este ceva, se opri văzând încruntătura de pe chipul lui Oboan. Ne aflăm aici ca să te protejăm, doamnă senator, nu pentru a demara o investigație, rosti el calm și apăsat, dar Anakin îl contrazise imediat ce termină. Petme, vom descoperi cine încearcă să te ucidă. Îți promit, în clipa următoare, Anakin își recunosc cu greșeala, care era evidentă din strâmbătura nemulțumită pe care i-o aruncă Oboan. Îi răspunsese pe Dmei în gând și nici măcar nu-și dăduse seama de replica maestrului său, înainte să fi rostit vorbele vădite la locul lor. Acum putu doar să-și muște buza și să plece ochii. Tinere ucenic Padawan, nu ne vom depăși atribuțiile pentru care am fost trimiși aici. Rostio Boan Tăios și Anakin simți un fior înaintea mustrării publice, mai ales în fața celor spectatori maestre mă refeream desigur la faptul că o vom face în interesul de a o proteja. Justificarea i se părului însuși prostească. Nu vom relua acest exercițiu, Anakin continuă Oboan. Vei fi atent la ceea ce fac și mă vei urma. Lui Anakin nu-i venea pur și simplu să-și creadă urechilor că. Oboan continua cu să pune ala în fața pedmei. De ce? Întrebă el, răsturnând controversa și străduindu-se cu disperare să recâștige credibilitate și status. Poftim! exclamă Oboan pe cât de surprins îl văzuse vreodată Anakin și înțelese că se coarda prea mult și prea iute. De ce altfel crezi că ne-a fost repartizat cazul, dacă nu pentru a-l descoperi pe ucigaș? Întrebă padawanul, străduindu-se să readucă o măsură de calm. Protecția este o sarcină pentru securitatea locală, nu pentru Jedi. Misiunea de față este cu totul deosebită, maestre, de aceea mandatul nostru implică o investigație vom face așa cum ne-a instruit Consiliul, replică Oboan. Iar tu îți vei învăța care ți este locul, tinere. Poate că prin simpla voastră prezență alături de mine, misterele ce înconjoară această amenințare vor fi dezvăluite, interveni pe dme diplomată. Lezând pe rând lui Anakin și Oboan, cerându-le implicit să fie politicoși, iar când amândoi se lăsară pe spate, destinzându-și vizibil umerii, adăugă. Acum vă rog să mă scuzați, dar mă voi retrage. Toți făcură plecăciuni, iar Pedme și Dorme părăsiră odaia, după care Oboan își privi străpungător padawanul. Niciunul nu părea extrem de încântat de celălalt. Să știți că mă bucur să vă am aici, rosti Taifa, apropiindu-se de cei doi. Nu știu ce se întâmplă, dar doamna senator are nevoie de toată securitatea posibilă în clipa de față. Prietenii voștri din Consiliul Jedi par să considere că ar fi mâna minierilor, însă eu nu le pot împărtăși opinia. Ce ai descoperit? se interesa Anakin. O boană i-a o privire de avertizare. Dacă am avea idee cu ce ne confruntăm, ne-am pregătit mai bine pentru a o proteja pe doamna senator, explica Anakin folosind o logică despre care știa că o trebuia să o accepte ca fiind rezonabilă. Nu mare lucru, recunoscut Aifa. Doamna senator Amidala conduce facțiunea care se opune înființării unei armate a Republicii. Este foarte decisă să negocieze cu separatiștii, nu să utilizeze forța. Totuși atentatele îndreptate împotriva ei, chiar dacă au eșuat, nu au dus decât la consolidarea opoziției Senatului față de punctul ei de vedere. Și deoarece este logic ca separatiștii să nu dorească înființarea unei armate a Republicii Raționoboan. Nu avem absolut niciun indiciu, zise Taifa. În orice incidente de felul acesta, cele din tâi priviri întrebătoare se întorc spre contele docu și separatiști o încruntătură străbătu chipul lui Oboan și taifa se grăb să adauge. Sau, cel puțin, spre unii dintre partizanii mișcării sale. De aceea, este aproape inexplicabil de ce ar intenționa cineva să ucidă pe doamna senatora Midala. Noi nu ne aflăm aici pentru a emite ipoteze, ci doar pentru a proteja, spuse Oboan pe un ton care dovedea că terminase cu subiectul acela. Taifa se înclină, înțelegând. Voi plasa câte un ofițer la fiecare etaj, iar eu voi fi în centrul de comandă de la parter. Ieși, iar Oboan început să cerceteze încăperea și odăile alăturate, încercând să-și facă o idee asupra topografiei apartamentului. Anakin intenționa să limite, dar se opri când trecu pe lângă Jar Jar Binks. Eu s-a foarte fericit tu să revadă, Anie. Nici măcar nu m-a recunoscut, zise Anakin privind ușa prin care plecase Pedme clătinând de primat din cap, se întoarse către Gungan. M-am gândit la ea în fiecare zi de când ne-am despărțit, iar i-am uitat complet. Cine zice asta? Întrebă Jar Jar. Ai văzut-o? Replica Anakin. Ea s-a fericită, îl asigură Gunganul. Eusa nu s-a vedea de mult timp așa fericită. Ei s vremuri rele, Anie. Vremuri tare rele. Anakin fugata să-și repete durerea, dar îl zări pe Obuan venind spre el și tăcu precaut atât doar că maestrul său era atent și auzise deja conversația. Te concentrezi din nou asupra părților negative, îi se adresă el lui Anakin. Ai grijă în privința gândurilor tale. Ea a fost încântată să ne revadă, lasă lucrurile în stadiul respectiv. Acum, haide să verificăm securitatea de aici. Avem multe de făcut. Da, maestre, se înclină Anakin. Putea să rostească vorbe de supunere, fiindcă era nevoit să o facă, dar nu putea să alunge ceea ce avea în inimă și în gând. Pedme stătea la măsuța de toaletă, își peria părul castaniu și des și se privea în oglindă, dar fără să vadă de fapt ceva. Gândurile ei reluau mereu și mereu imaginea lui Anakin și felul în care el o privise. Îi auzea din nou cuvintele te-ai făcut mai frumoasă și, deci Pedme era cu adevărat frumoasă, cuvintele acelea nu erau dintre cele pe care să fie obișnuită să le audă încă de mică fusese implicată în politică și ajunsese rapid în poziții de putere și influență. Cei mai mulți dintre bărbații cu care venise în contact fuseseră mai preocupați de ceea ce tânăra le putea aduce pe plan politic, nu de frumusețea ei, de altfel, niciunul nu nutrise vreun sentiment cu adevărat personal față de ea. În calitate de regina a planetei Nabu, iar acum ca senator, Pedme înțelegea perfect că bărbații erau interesați de ea în moduri mai profunde decât atracția fizică și decât orice legătură emoțională. Sau poate nu mai profunde decât legăturile emoționale, își spuse ea, înrucât nu putea să nege intensitatea din ochii lui Anakin atunci când o privise. Dar ce însemna asta? Îl revăz în minte. Cu claritate. Ochiul minții ei cercetă statura lui zveltă și puternică, chipul încordat de intensitatea pe care o admirezi din totdeauna, totuși cu ochi scânteind de veselie, de neastâmpăr, de dor. Gândul acela o făcu să încremenească. Mâinile îi lunecară pe lângă trup și rămase nemișcată, privindu-se în oglindă, judecându-și propria înfățișare așa cum o putea face Anakin. După câteva momente prelungi, clătină din cap și-și spuse că era o nebunie. Anakin era acum un jedi ordinul căruia îi aparțineau reprezenta pentru cavalerii jediunicul de votament și legământ, iar pe Dmea Midala îi admira mai mult decât orice pentru asta. Atunci cum putuse el să o privească în felul acela? Nu putea fi vorba așadar decât despre imaginația ei. Sau despre un vis. Chicotind cetișor, Pedme ridică din nou peria spre păr, apoi se opri înainte să fie început să se pieptene. Purta o cămașă de noapte din mătase albă, iar în dormitorul ei existau videocamere de supraveghere. Videocamerele acelea nu deranjaseră niciodată cu adevărat, deoarece le privise întotdeauna cu detașare. Videocamerele de supraveghere și gărzile care îi păzeau fiecare mișcare constituiau un dat al existenței ei și se obișnuise să-și vadă de rutinele zilnice, ba chiar și de cele mai intime, fără să se gândească măcar o clipă la priviri indiscrete. Acum însă își dădea seama că de partea cealaltă a lentilelor putea fi un anumit tânăr jedi. Capitolul 7. Echipat în armura cenușie cu aspect învechit, pârlită de numeroase salve de blastere, totuși indiscutabil eficientă, vânătorul de recompense aștepta nepăsător pe platforma Pervaz, la peste 100 de etaje deasupra străzii de pe Coruscant. Casca era tot cenușie, cu excepția convexității albăstrui care îi acoperea ochii și cobora de la sprâncene până la bărbi. Ținând seama de curenții de aer de la înălțimea aceea, locul în care stătea părea cumva precar dar nu era de fel anormal pentru o persoană agilă și talentată ca Jango, care avea o înclinare către locațiile dificile. La ora stabilită, un spider se apropie de pervaz și staționă plutind. Zamuesel, partenera lui Jango, îl salută din cap și coboră, pășind sprinten prin fața panourilor publicitare puternic luminate. Jumătatea inferioară a feței era acoperită de un văl roșu, care nu reprezenta însă o declarație de sficiune sau aliniere la ultima modă ca tot ceea ce purta începând cu blasterul și armura și sfârșind cu celelalte arme ascunse și la fel de letale, vălul lui Zam era un echipament practic, menit să-i camufleze trăsăturile claudite. Din motive evidente, claudiții nu erau o specie în care să se aibă încredere. Știi că am ratat. Întrebă Jango, trecând direct la subiect. Mi-ai spus să-i ucid pe cei din nava nabuiană, replică Zam. Am lovit nava, dar nu era decât o momeală. Toți de la bordul ei au murit. Jango o fixă cu un zâmbet superior și nu se sinchisi să-i spună că răspunsul acela fusese o eschivă. De data aceasta va trebui să încercăm ceva mai subtil. Clientul meu devine nerăbdător. Nu mai acceptă greșeli. Îi întinse un cilindru transparent, care conținea două creaturi centipe de albe, de lungimea antebrațului său. Cauhuni îi explică. Foarte veninoși. Zamuesel ridică cilindrul pentru a cerceta mai îndeaproape superbele creaturi ucigașe dinăuntru, ochii ei negri scânte iară de surescitare, iar pomții obrajilor se înălțară, când buzelei se lățiră sub văl. Privi iarăși către Jango și aprobă. Știind că îl înțelesese, Jango porni spre spiderul său, care l aștepta după colț. Se opri înainte de asui și se întoarse către asasina tocmită. De data asta, repetă el, nu se mai acceptă nicio greșeală. Claudita îl salută, atingând de frunte tubul ce conținea cauhunii. Mortal. Aranjează-te, o instrui Jango și, și înălță vehiculul în văzduh. zamuese reveni la propriul ei spider și-și desfăcu Chiar în clipa în care ridică țesătura, trăsăturile începură să-i se metamorfozeze, gura se micșoră, ochii negri se afundară în orbite și cu frunții se neteziră în intervalul de care avusese nevoie pentru a-și desface vălul, își asumase deja forma voluptoasă și atrăgătoare a unei femele umane, cu trăsături oacheșe și senzuale. Până și veșmintele ei păreau cu ca altfel, unduindu-i grațios în jurul feței și al trupului. Din lateral, jangon cu cuvință și se îndepărtă. Trebuia să recunoască faptul că, fiind claudită și deci metamorfă, Zamuesel, prezenta unele avantaje în meseria aceea. Vastul templu Jedi se ridica pe un șes complet plat, spre deosebire de multe dintre clădirile Coruscantului, care erau monumente de eficiență și simplitatea a designului. Construcția aceasta reprezenta în sine o operă de artă, cu multe coloane împodobite și linii sinuoase, plăcute, ce atrăgeau privirea. Existau numeroase basoreliefuri și statui, cu proiectoare încorporate ale căror raze fusese reprogramate sub unguri diverse, astfel încât să distorsioneze umbrele în configurații misterioase. La interior, templul nu diferea. Era un loc de contemplare, care invita mintea să rătăcească și să exploreze, ale cărui linii în sine cereau să fie interpretate. Arta făcea parte din educația Jedi în aceeași măsură ca și instruirea de luptă. Mulți cavaleri jedi de o potrivă din trecut și din prezent considerau arta ca o legătură conștientă cu misterele forței, astfel încât statuile și portretele înciruite pe coridoare erau mai mult decât simple imitații ale realității, fiind interpretări artistice ale marilor jedi pe care îi reprezentau, afirmând exclusiv prin formă ceea ce maestrii respectivi ar fi putut spune în cuvinte. Maceu Indu și Ioda mergeau fără grabă pe un coridor bogat împodobit, cu pardoseale lustruită și lămpi discrete. Departe în fața lor se întrezărea o încăpere puternic iluminată. De ce nu am putut percepe acest atac asupra senatorului de Nabu? Clătină mace din cap. Nu ar fi trebuit să fie o surpriză pentru cei precauți și ar fi trebuit să-l prezicem cu ușurință. Perturbarea aceasta din forță viitorul camuflează, replică Ioda. Micuțul maestru părea obosit ma înțelegea prea bine sursa acelei istoviri. Profeția se adeverește. Partea întunecată crește. Doar ce întorși spre partea întunecată posibilitățile viitorului pot percepe, rostiota. Numai cercetând partea întunecată, noi putem vedea. Mace petrecu câteva clipe reflectând la remarca aceea, deoarece Ioda se referea la o problemă extrem de importantă. Incursiunile la frontierele părți întunecate nu trebuiau privite cu superficialitate. Mai rău prevestitor însă era faptul că eu considera că perturbarea pe care toți jedi o percepuseră în forță își avea originea în partea întunecată. Au trecut 10 ani și Sidi tot nu s-au arătat, remarcă Mace, cutezând să o spună cu glas tare. Cavalerilor jedi nu le plăcea nici măcar să amintească despre Sidi, dușmanilor cei mai teribili. De multe ori în decursul trecutului, Jedin drăzniseră să spere că ordinul Sid fusese eradicat și că galaxia fusese purificată de miasmele sale, așa încât tuturor le-ar fi plăcut să nege existența misterioșilor manipulatori ai forței întunecate. Cu toate acestea, nu puteau face. Nu putea exista nicio îndoială și nu se putea nega faptul că ființa care lucisese pe cui Gonjin cu 10 ani în urmă, pe Nabu, fusese un Lord Sid. Crezi că Sidi se află în dărătul actualei perturbări? Îndrăznima ce să întrebe, ei în galaxie există, răspunse resemnat Yoda. Certitudine. Este. Se referea la profeția potrivit căreia partea întunecată avea să crească și că avea să apară o ființă care să aducă echilibru în forță și în galaxie. Un asemenea potențial ales se găsea acum printre ei, iar asta stârnea destul agitație prin coridoarele sacre. Crezi că ucenicul lui Oboan va putea aduce echilibru în forță? Întrebă Mace. Yoda se opri și se întoarse lent pentru a-l privi pe celălalt. Pe chipul său se perinda un spectru de emoții care îi reamintea lui Mace că ei nu știau ce putea însemna de fapt aducerea echilibrului în forță. Numai dacă aș urma destinul alege, replică Yoda și, la fel ca în cazul întrebării lui Mace, răspunsul rămase suspendat între cei doi, ca o credință formulată care putea duce la și mai multe incertitudini atât Ioda cât și Maceu Indu cunoșteau locurile spre care unii jedi puteau fi nevoiți să se îndrepte pentru a descoperi răspunsurile adevărate, iar locurile acelea, escale emoționale, nu fizice, le puteau testa tuturor limitele capacităților și sensibilităților. Își reluară mersul și nu li se mai auziră decât sunetele pașilor, în urechi însă, atât Mace, cât și Ioda, auzeau ecoul amenințător al cuvintelor prevestitoare ale micuțului maestru Jedi. Numai cercetând partea întunecată, noi putem vedea. Capitolul 8 Piuitul din spre ușă nu era neașteptat, cumva, Pedme se că Anakin va veni să stea de vorbă cu ea de îndată ce i s-ar fi oferit ocazia. Se îndreptă într-acolo, apoi se opri și se întoarse pentru a-și lua capotul, conștientizând brusc că era prea dezbrăcată doar în cămașa de noapte. Acțiunea aceea o surprinse, iarăși, ca fiind ciudată, înrucât până atunci Pedmea Midala nu dăduse niciodată dovadă de sentimente de sficiune acum însă și strânse bine capotul pe lângă trup, când deschise ușa și îl văzu în fața ei, așa cum se așteptase, pe Anakin Skywalker. Salut, rosti el și se păru că abia aș putea trage răsuflarea. Totul este în regulă. Anakin se bălbăi în căutarea unui răspuns. Ah, da, izbuti să rostească în cele din urmă. Da, maestrul meu a coborât la etajele de jos pentru a verifica măsurile de securitate luate de capitanul Taifa, dar totul e liniștit. Par dezamăgit. Anakin este îngenit. Nu-ți face plăcere misiunea asta, remarcă Pedme. Ba nu, cred că în toată galaxia nu există alt loc în care să fi preferat să mă aflu, spuse el repede și furândul Pedmei să râdă încetișor, stingerită. Totuși, această inerție, zise ea, Anakin în cuvință și urmă. Ar trebui să fim mai agresivi în căutarea asasinului. Dacă stăm locului și așteptăm, nu facem decât să invităm dezastrul. Maestrul Kenob nu este de acord. Maestrul Kenobi este legat de litera ordinelor, explică Anakin. El nu va risca să întreprindă nimic ce nu i-a fost cerut în mod explicit de către Consiliul Jedi. Pedme lăsă capul pe un număr și îl cercetă cu mai multă atenție pe tânărul năvalnic. Oare disciplina nu era una dintre primele lecții învățate de Jedi? Oare ei nu erau legați și încă strict de structura ordinului și codului lor? Maestrul Kenob nu seamănă cu propriul său maestru, spuse Anakin. Maestrul Cuigon înțelegea necesitatea gândirii independente și a inițiativei altfel, m-ar fi lăsat pe tatuine. Iar tu semeni mai degrabă cu el. Eu accept misiunile pe care le primesc, dar pretind flexibilitatea necesară pentru a le îndeplini corespunzător. Pretinzi. Anachin surâse și ridică din umeri. Mă rog, cel puțin, cer voie. Și dacă, să presupunem, nu capeți aprobarea dorită. Făcu pedme cu un surâs cunoscător, deși în adâncul inimii îl tachina doar pe jumătate. Fac tot ce pot mai bine în fiecare misiune pe care o primesc, se mulțumă Anakin să răspundă. Prin urmare, a stat pe loc și am păzinuit tocmai ideea ta despre distracție. Am putea face lucruri mai bune și mai incitante, replică el. Tonul vocii sale o intrigă pe pedme și o făcu să-și strângă și. Mai mult capotul în jurul trupului. Dacă îl prindem pe Asasin, am putea descoperi sursa acestor atentate, explică Padawanul, readucând rapid discuția la un subiect profesional. În felul acesta, tu vei fi în mai multă siguranță, iar îndatoririle noastre vor fi ușurate. Gândurile pe dmei străduindu-se să ordoneze ideile și motivațiile lui Anakin. Ținând seama de faptul că nu era decât un Padawan, o surprindea prin fiecare cuvânt, dar în același timp, judecând după focul pe care îl vedea limpede arzând în dărătul ochilor lui Albaștri, nu o surprindea. În ochii tu și prea pasionali, ea întrezerea conflicte clocotind însă, mai mult decât atât, întrezerea surescitare și promisiunile unor aventuri atâțătoare. Și poate promisiunea de a afla cine încerca să o ucidă.